Eu cercesc, cred că destul de clar și vă rog să fiți foarte atenți, pentru că voi știți mult în ce cerceti cu ce predica voi singur. De la început, până în ziua care s-a înălțat la cer, Domnul Iisus, adică după ce prin Duhul Sfânt deduse poruncele sale apostolilor pe care i-a alesese. M-am întrebat, Iisus, cine era? Fiul lui Dumnezeu. Ca persoană, e mai sus ca Duhul Sfânt. E mai sus? Și totuși predica prin Duhul Sfânt. Păi, frate, voi mă auziți? Iisus, Fiul lui Dumnezeu, predica Evanghelia prin Duhul Sfânt. Doamne, m-am întrebat de ce. Cred ca să învăț eu, că nu pot numai prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dumnezeu să ne inspire. Amin. Știu că se face întrebare, că doar nu odată m-am pus-o și eu, și voi mă faceți. Fii, frate, dar Duhul Sfânt numai cea care vorbesc în limbi. Asta e întrebarea la jumătate poporul aici. Și nu e ușoară, nici de răspuns, nici de gândit. Dar am putea pune cumva la probă. Că nu la orice cuvânt putem da răspuns, dar punem la probă. Avem dovezi biblice, dacă aici n-avem. Avem dovezi biblice că vorbirea limbii darul Duhului Sfânt? Amin. Mai frate, avem? Amin. Avem dovezi biblice că prorocie e darul Duhului Sfânt? Amin. Avem că aceste lucruri vine până vine Domnul? Amin. Unii spun că s-a terminat în Corinteni 13, eu spun deschis, oricine ar fi alba să stau de vorbă cu el. Nu! Dumnezeu a rănit în biserică, ce? Apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Până când să știe? Până vine Domnul biserici, amin? Amin. Este lucrurile acestea. Amin. Amin. Acum întreb altceva. Dacă cineva n-a ajuns la vorbirea în limbi, dacă n-accepte prorocie, care avem literă scrisă în Sfintele Scripturi, dar el susține care Duhul Sfânt pe baza înțelepciunii, asta o poți accepta? Nu. Băi, fratele, nu-mi dați dreptate, trebuie să avem cap și minte și Dumnezeu și ne-o luminează. Poți să accepti că darul meu a Duhului Sfânt în înțelepciune contrazice darul fratelui prin vorbire în limbi. Se poate asta? Nu. Nu se poate. Atunci undeva e semnul întrebării. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Amin. O altă întrebare. De aici, parcă nu cred, eu parcă vorbesc aici cu voi. Că sunteți frate mei. Eu după Biblie, și voi vă rog, nu mă supăr, și dacă nu aici, când se despărțeați, că doar noi fiu un om nebun, să mă supăr pe cine vrea să mă scoate din prostie și din greșeli. Că este la atât. După Biblie, eu cunosc trei feluri de rugăciuni. Prin Duhul, cu Duhul și cu mintea. Vă le știți și voi? Amin. Înscrisă? Amin. Pe îndrept. Trebuie să ne facem tăgătrii. Amin. Când o facem cu minte? Hai acum, și vorbim ca frați. Când ne rugăm cu minte? Până nu intre puterea. Când nu-i Duh, așa e. Te gândi că, Doamne, fii cu mine, mă te-a fi pe la pace. Te-a trași atunci ceruși. Da. Amin. Da. Și predica să faci și cu minte, fraților. Dați-mi voi acum dacă sunt aici și dau un sfat. Nu trebuie disprețit o predică fără har. Dacă e înțelepciune în ea. Că Dumnezeu ne vorbește și într-un fel și în altul. Și darul e diferit. Predica să dă și prin Duhul, dar să dă și cu minte. Bancă se predică și de sila, așa e, frate bătrân. Voi credeți că noi bătrâni am... Știți că când a fost de 30 de ani am mâncat pe sub cămașă, dar nu mă punea la cuvânt. Am iertat-mă spre rușine, nu o spun. Acum sunt ca o povară, o aripă. Dar trei făcute de silă. Nu noi vorbim, mă duc spadea. Chiar dacă o fac de silă, trebuie să o fac. De ce? Mi-e încredințat. Și Domnul să ne ajute. Dar nu ne merim la lucru de dragul lucrului, nu? Ce? Pentru că trăim cu banii care câștigăm. Pocăința nu se trăiește numai de dragul pocăinței. Merită trăită că câștigi raiul. Să fie Domnul. Amin. Și acum revin la rugăciune. Trebuie rugăciune cu minte. Și încă și vezi cum te privește Dumnezeu când te necădești acolo să-i vor. Doamne, dai milă de mine, Doamne, dai nici un cuvânt, Doamne, dar Doamne ești, Doamne, dai lângă tine. Și te gândă că Dumnezeu ne crepune mâna pe tine, o să-ți fiu oră, să-ți mulțumesc. Slăviți să fie Domnul! Amin! Ăla-i bărbat tare în adunare când poate asculta predica cu har. Ăla-i bărbat tare care poate asculta un prunc săracul care nu știe nici ce ții. Ăla-i tare! Ăla stă pe poziție! Ăla-i bărbat tare după care ne-a dat și fugă cu prorocul în conte. Nu că nu trea prorocul, trea că Dumnezeu l-a rândit. Ăla-i bărbat tare când ceruta și de-a tu faci ce-a spus Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Amin. Și acum revin, cum ne rugăm cu Duhul? Cum ne rugăm când ne rugăm cu Duhul? Ajutați-mă, că doar am frați care cercea și Biblie. Vorbirea în limbi.
Așa, frate. Nimeni nu se poate roga cu Duhul și nimeni n-are vorbire în limbi. Vorbesc bine? Vă rog să mă corectați dacă am greșit. Cine n-are tare vorbire în limbi, nu se poate roga cu Duhul. Ce-a zis Pavel? Ce-i de făcut? Mă roga? Poți zice și tu că n-ai vorbire în limbi? Păi vreau să haideți odată, așa cum am spus, dar nu putem intra direct. Intrăm așa, pe ocolit, atât acolo am zis. Nu se poate roga niciun frate cu Duhul care n-are vorbire în limbi. Clar sau nu? Dacă e atât de un protivnic, eu rog în urmă să stăm de vorbă, că și eu vreau lumină. Da, prin tu! Se poate roga și nimic poate da cu Duhul Sfânt. Da. Fiți mai mult, că nu-i nimic, că e mai ascunsă. Eu cred că am vorbit și în celălalt când a fost, am să-i omingi ce am vorbit atunci. Care a fost aici, cred că am vorbit că eu singur m-am deșteptat până ce-am făcut eu, că am predicat la învăr odată, că nimeni nu poate Hristos e Domn decât prin Duhul. I-am predicat prin, dar știu ce predic. Că m-a deșteptat o soră bătrână, când a fugat adunare, frate, piți. Dacă eu nu-ți voi dezată cu Duhul Sfânt, atunci eu nu pot spune că Hristos e Domn. Atunci m-am blocat, stai, mă. Așa ai zis de metale. Eu am zis. Așa e scris. Dar n-am înțeles. Și eu vreau să vă spun ce poți roga prin Duhul. Voi credeți că când e puterea Duhului Sfânt în adunare, care nu vorbesc că le nu sunt e harul? Amin. Băi, frate, hai să nu mințim. Dar simți eu har cum am simțit când stăream după Duhul Sfânt. Voi n-ați vrea? Aleluia. Până răbușeam strigam. Așa simțeam puterea Duhului Sfânt că mă circul ca și acum când îți botezat. Amin. Deci cine nu-i boteza cu Duhul Sfânt, n-are vorbire în limbi, simte pe Duhul Sfânt. Simte prezența Duhului Sfânt, că s-a vorbit de Duhul Sfânt pe cu... Că cum e întâi, cu sau în? Întâi cu noi, slăvit să fie Domnul. Amin. Și după ce suntem botezați, îi în noi. Amin. Și noi ajungem să fim templu Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne! Amin. Păi vorbim și lucruri mai grele, chiar vorbim cu fratele Frănii, nu știu că... Poate ați zis, închideți aparatele, dar nu le închideți, că sunteți mulți numai. Dar ce și făceam, frate, că trebuie să descoperim și ce nu-i bun? Care am mai avut prin adunare, am întâlnit multe. Și vă rog, luați-mă că vă iubesc și nu vă vorbesc prostii. Un vocatul când auzi urechea mea, un frate care a spus, frate, mergem la ușorei, vedem 3-4 proroci, când ne apucăm pe pițul, nu rămâne de el nimic. Eu de aici proroci Dumnezeu și ne lipsească. Amin. Păi nu-ți veți amin? Amin. Și zic, dacă cineva mă să așa să se pocăiască, că te poți ruga și poți să cât îi vrei. Dacă tu deja știi cum îi proroci, nu-i corect. Am întâlnit caz când m-a spus un frate că pe el nu-l pune frață la învon. Dacă nu-l pune frață la învon, să scoale și prorocește și proroci și prorocește predica. Nu știu, e bună? Nu. Frațul trebuie să vorbim și așa. Trebuie să le vorbim. Pentru că, cum zic, frață, banul rău mere pângă, banul bun. Noi nu vrem așa ceva, noi Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dacă cineva vă împinge de la spate să facă așa ceva de niște ușuratici, eu zic Dumnezeu iartă, dar și ne pocăim. Amin. 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 Domnul să fie cu noi. Amin. Deci am vrut în mare masă să vorbesc așa despre Duhul Sfânt, să vedeți că dacă avem cuvântul nu se poate mișca. Acum revin la ceva ce a vorbit fratele. Fratele a vorbit aici ceva și eu sunt sigur că în popor s-a mișcat. Că ne-a vorbit de cineva care s-a botezat cu Duhul Sfânt, s-a vorbit în limba italiană, frate, da? Și eu știu că vreau să acolo binimă, dar acolo spune că cine vorbește în alte limbi, nimeni nu-l înțelege. Așa e că ați gândit la așa? O n-ați gândit? Știi că n-ați gândit, că n-aveți scriptură. Iertați-mă, dacă aveți scriptură. Păi, fraților, când merg la un amvon, tu să știi că acolo, mai ales aici. Aici? Păi mă leagă dacă ai o păstringă, tu n-ai curaj și nu, dar ai festat, tu stai practic, stai trecut prin altul. Și aici orice scapi, doar urechea, deosebește ca cere gurii bucatele, nu? În mereu. Dar acum cum le clarificăm? Asta se poate da cu Duhul Sfânt să vorbim în limba italiană. Noi știm că cine vorbește în alte limbi, nu vorbește? Oameni. Și lui? Dumnezeu. Și nimeni? Și cu Duhul? Slavă Domnului! Dar cum le tălmăcim? Uite că iată și alt verset, fraților. Este și alt verset. Dar acum fac o întrebare mare și pentru mine mare. Tu m-ai făcut. Tu m-ai adus. Pe cuvântul și prorocer. Poate fi botezat un om cu Duhul Sfânt să n-aibă vorbire ce care nu înțelege nimeni, numai una omenească. O, nu poate fi.
Nu zbora, duce, nu m-am gândit bine și adâncă, cred că e mare întrebare. Cu ușor. Nu m-am pus de când duc, da? Am fost de ușor. Da, da, le că nu le înțeleg nimic. Încă o dată întreb. Poate cineva să primească Duhul Sfânt, să vorbească o limbă umenească străină perfectă, poate. Dar fără să ajungă la vorbirea cea pe care nimeni nu o înțelege. Ziua 50-i, zice, cum îi auzim, vorbim în limbile noastre. Acum, măi fraților, pentru aia spun, a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, eu vorbesc un cuvânt și la voi, da, explodeam, sporește. Fiecare aveți vedere că răceciți Biblia o viață întreagă. Și așa, nu trebuie noi să ne știm unul alt, dar mă spui de frate, nu zic asta, eu să-ți spui de mine, pentru țară, mă, după ce amintești. Fiecare trebuie să dezvoltăm pentru noi. Dumnezeu, văzându-ne sincer, ne va iubi, nu? Amin. Văzându-ne niște mascați și niște șmecheri, ne-a lăsat întreaba noastră, în drumul nostru, lăsați pe Israel. După cunoștința mea, și vă dau și sfat dacă vreți să luați, când spuneți un lucru mare care te depășește și pe tine, și nu-i ușor, nu spune așa, frate. Spune așa că Dumnezeu te iartă, după cunoștința mea, după lumina pe care eu am din scripturi de la frați, eu văd așa. Și dacă nu e așa, frate, să nu se supere, că eu nu-i oblig. După cunoștința mea, după citirea mea, nu cred eu, dar asta nu înseamnă că nu e așa, că poate eu fiu un botezat cu Duhul Sfânt să n-ajungă și la vorbire ce care nu înțelege nimeni, care vorbește de ei cu Dumnezeu. Și acum vreau să viu la botezul cu Duhul Sfânt apostolilor. Merită să mai vorbesc o dată, măcar că v-am vorbit. Frații penticostali se bat singuri cu bota lor. Dați-mi voie. Că am mai zis aici un cuvânt, nu mai ce-l zic în multe locuri. Dacă ar fi penticostali, bine zic, n-ar fi grupare religioasă și neamuțească în fața lor. Că dacă baptist are ceva în Biblie, are. Dacă adventist are ceva în Biblie, are, tu ai tăt. Tu ai tăt. Nu mai știi ce-i baiul, nu-i roada. Că noi când baptist vrei să spunem sincer, două palme sus. Și din păcate se vede murdărie, păcat și în față m-a spus-o în frate baptist. Frate, fiți bun, tac. Păi dar de ce nu se vede că adventist? De ce nu se vede? Cea mai înaltă pocăință ai trebuit să se vadă între penticostali. Aici stece darul Duhului Sfânt. Aici e Biblia, hai să o spun, 80%, chiar dacă ar fi 10-20% pe acolo care cumva chiar încurca. 80% avem cuvânt din Noul Testament pentru Biserica Penticostală. Așa cum am spus, așa cum am spus pe munte, noi ne-am stat și punctul de bază pentru mântuire nu-l poate nimeni nega, nimeni. Numai acela care nu cunoaște Scriptura, e nașterea din nou, botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Apoi în biserică, e prorocie, e tălmăcie, e vorbirea limbilor. Tălmăcirea nu-i prorocie, vorbirea limbilor nu numai vorbirea limba engleză sau greacă, măcar că așa ce poate fi, ci este o vorbire pe care nimeni nu înțelege, măi fratele. Eu rămân mirat de multe oameni ăștia pe atâta școală, că predicăm noi cu 3-4 clasă, cu frate, bătrânești, scrie numeri. Am vorbit doar cu un frate adventist, doctor, dar bun frate, bun aș putea spune așa, credincios. Și l-am dus în Corinteni 14:2. Eu te gândesc că Domnul să mă ierte, nu văd ca el. Chiar nu vede, o nu vrea. Cine nu vrea, îi vai de el, ca fi penticostal. Dacă nu vede, Dumnezeu ne mai însânească pe noi, de ce nu cu doba mai tare? De cât te că ești frate, frate, deși eu știu limba engleză. Mai frate, mă, nu prea și mă, te cer, mă, că tu ești mar, mă, eu sunt mic, mă. Eu de-abia știu semna numele. Mă, de acolo spune nimeni! Nu-l înțeleg. Nici engleză nu-i nimeni. Păi ce? Că vorbește direct cu Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul! Amin. Și Pavel te asigură, negreșit, când tu vorbești și te rogi în alte limbi, tu nu greșești! Tu să fii sigur că Duhul Sfânt să știi roga mai bine ca tine! Amin. Și el cu suspine negrăite! Strigă către Dumnezeu! Unde acum de-ai tu slăbiciunea din inovezi? Dumnezeu a pus gardian lângă tine! Aleluia. A pus îngerul lângă tine! Slăvit să-i fie numele! Amin. Dar ce s-a întâmplat în ziua de Rusalii? Vă rog mult, ascultați-mă că nu știu eu explica așa clar. S-a așa cât îți, dar Dumnezeu și pe mine mă băga pe aici pe la masă și de la mai de jos. Ce-și fac? Eu mulțumesc pe parte și rog să mă păzească să nu mă fac vinovat de slujbă. Frați penticostali,
din biserici pe unde nu prea sunt frați de predică, mai slab, că avem biserici sărace, că aproape surornice chiar și psalmul. Avem. Avem și frați unde avem biserici, unde avem frați care pot predica. Dar să faci o greșeală și fac o întrebare și vă rog, răspundeți-mi. Eu nu mă supăr. Apostolii când au primit Duhul Sfânt, în care limbă vorbi? Bun. Ce le-a dat Duhul Sfânt și vorbească? Nu. Ia cred că nu ne înțelegem copiță, nu? Amuliți, ascultă bine, așa-i? Neriem la tăt. Nu mă vă rog acum urechi și dacă eu sunt încurcat, descurcați-mă, ce și o descurce-ne Dumnezeu pătăță, așa-i? Nu, merem la text. Cred că l-o știi poate fără cap. Erau dumneavoastră în același loc, deodată, prima dată s-au zăbujit, așa-i? După ce? După ce? Punându-se câte una cu fiecare din ei, da? Și toți? Și? Cum? Amin. Odată ne-am terminat textul. Cum de Duhul? Bine, bine. Dermă în 14 cu 2. Acolo le spune clar cum de Duhul. Deci răspunsul de-n fapt e în 1 Corinteni 14 cu 2. Dar vă rog atenție, exact așa spun. Zic, versetul 2. În adevăr, în adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, și? Căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul îi spune taine lui. Aici trebuie accentuat, fraților, când vorbim în alte limbe, cu Dumnezeu, nu cu oamenii. Aici deci ei vorbeau în alte limbi cum le da Duhul, cum dă Duhul, taine și vorbești cu Dumnezeu. Acum merem să proptem lucrarea. Merem înapoi în fapte, dar merem în Corinteni. Ce face cel ce vorbește în alte limbi? Am o întrebare iară grea. Poate cineva zici pe altul până nu-i zici de el. Dacă îi pui așa oricum, că vrei, că nu vrei, te la... te culești, intra. Acum ce-a făcut Dumnezeu cu apostolii? O zidit întâi pe cei care fă în jur? Slăvit să fie Domnul, întâi o pregătit pe aici prin care trebuie să-ți zidească, nu? Da, deci le-o dat vorbirea în limbi, îi striga în limbi către Dumnezeu, Dumnezeu îmi plec cu putere și în vreme ce? Că ei vorbeau în limbi, ăștia erau la Ierusalim, nu știu cât de distanță, voi care aveți istorie și carte, nu? Ăștia, până ce-au venit acolo? Auzi vântul, aia a fost. Topa lui Dumnezeu, cum era arcând pe la sai. Bă, ce e acolo și mai de acolo și ei? Că când a venit Dumnezeu, le-a mai dat un dar, numai vorbirea în limbi. Care l-a dat? Așa e, mea, fratul lor, că Dumnezeu știe și ungura, știe și slobăță, știe și rămânea, știe și țigănea, știe și eu nu știe. Știi, mă, fratul lor? Amin. Slăbiți să fie Domnul, mai să fim siguri. Și acum Dumnezeu, dacă a vrut, le vorbească la 14 neamuri, cum trebuie să le vorbească? Evreii erau tezi, dar vorbeau în 14 limbi. Și atunci, după ce Dumnezeu se ocupă de apostol, îi se îngheaște, îi întărește, îi umpli de putere, am și introduce lucrarea, așa-i? Și când vin ce, Dumnezeu le dă să vorbească în limbi pominești. I-am trăit cazul ăsta în adunare, eu zic, Dărnișoara, nu te mășore. Nu știu că ați auzit de Derna, mâine îl voi voz. Când ne-am pocăit, în urmă cu 40 de ani, cum v-a spus, atunci era prorocie, era vorbind în limbi, când ne poate opri, frață. Mai mult vorbim în limbi ca românești. Așa ne era de drag, timp. Am păi, niște rușini de aici, nu? Câteodată, așa. Deci am plin de râmnă. Și un frate, proroc, celor copil de 14-15 ani, la noi vine din Derna și maghiar. Eu nu știam limba maghiar, nimic, că nici eu nu aveam 14 ani. Frate, este dat Dumnezeu folosând darul prorocii, când a dat un spărat și facă prorocii. Nici el nu știu limba maghiar. El tăși o dat drumul la limbă, tot aștepta și lii cuvântul românește. Nu mai vine și el ca să o să pun jos, dar nu știu că vorbit ungurești. Deci eu n-am știut. Când s-o pun jos, o soră maghiară se scoală în picioare. Eu am trei mai frate, asta n-am de la nimeni. Eu cu trupul meu am fost acolo. Se scoală o soră te plângând și spune românești, fraților, Dumnezeu m-a vorbit în limba mea, mă, nu te trai mai nimic. Mărire lui Iisus. Era mama acolo, era tata, că părinții nu și-au prins Ungaria și o știu ungurește. Așa s-a întâmplat în ziua de Ierusalim, băi fraților. Nu ne lăsăm duși în roar, că noi nu vorbim ca ei, nu-i de ca ei vorbim. Că a zis Petru, văd că Dumnezeu nu-i părtinitor, că a dat Duhul Sfânt și la neamuri ca și voi. No. Dar ce a vorbit de acolo în 14 limbi? În tuna cu Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Amin. Doamne ajută-ne. Amin. Să rămânem în adevărata învățătură și să ne folosim de ea.
În toate darurile Duhului Sfânt, poate greșesc, de câte am descoperit eu, unul pentru tine. Care ala? Vorbirea n-ar chelit. O, da, frate, pista, poate tu nu știi că scrii mai jos, că decât atâtea mii în timp, mai bine, cinci? Cuvinte. Da, frate, ba știu, nu mai știu și ce la verset. Mulțumesc Dumnezeu că vorbesc mai mult ca voi. Toți. Na, hai le punem și le împărțăm în două. Nu trebuie, noi toate versetele lor, dar le punem în două, vezi cât de frumos sună. Dacă tu vorbești mai mult ca toți în alte limbi, aici nu mai românești și vorbești. Vorbești numai românești, că de mari păcar, vorbesc toată limba, că mă pot, cred că mă credește câte zile pe dicotare. Dacă nu deranjez, fratele Filiu a fost frate printr-o negru în limba română. Da, și cred. Un frate a mărturisit că a fost în Ierusalim și a avut o lucrare printr-o nevreme, în românește. Categoric, nu se discută. După adunare un mărs la el, eu cred că e român, evreu român, când acolo el habar n-avea. Da. Deci asta e prorocia, fraților. Și acum revin, iar și mereu mai departe, cât în Corinteni. Cine vorbește în altă limbă, vă rog să fiți atenți, că nici noi nu ne-am prins așa ușor, nu credeți, nimeni n-a venit în lumea asta învățați. O viață întreagă, te am cecit, te am auzit de frat și voi auziți din noi și noi plecați și trebuie rămâneți voi. Prorocie și tălmăcire de la cer la pământ, fraților. Și eu unul zeci de ani am știut că e aceeași. Și am primit lumea prin alți frați. Și acum mă duc la text, vedeți cât de curat vorbește, dar nu știu eu mintea noastră asta, urechea asta, tot pe acolo, zburlin, ascultă. Cine vorbește în altă limbă, nu vorbește la oameni, ce lui? Tu ești tălmaciu și tu tălmăcești vorbirea mea în limbă. Ce tălmăcești? Așa vorbește. Nu primesc, frate, că am văzut că nu primesc, dar eu mă simt dator, așa cum am primit o lumină de la alți frați și eu dau dacă vreți, dacă nu. Eu vorbesc în alte limbi cu cine? Sunteți siguri? Deci fără să știi ce vorbești, sunt e sigur. Dar am întâlmață și tălmățeaște ce vorbesc eu cu... Asta s-a, nu? Dar prorocia te tașe. Acolo spune așa, din potrivă. Cine prorocește, vorbește? Pentru sfătuire, mângâiare și îmbărbătare, cam așa ceva. Deci prin vorbirea în limbi vorbim cu Dumnezeu. Prin prorocii vorbește Dumnezeu cu noi. Măi, fraților, mai e pe orul, vorbește Dumnezeu cu noi. Slăviți să fie Domnul! Haideți, fraților, să rămâne la învățătura sănătoasă. Amin. Fiecare tăiem din ce nu-i bun și adăugăm ce-i bun și Dumnezeu să ne inspire. Amin. Deci, încă o dată, este vorbire în limbi, este botez cu Duhul Sfânt, este prorocie, este tălmăcire. Nimeni nu poate sta împotrivă cu cuvântul, că a venit el cu ce-o visa el, e treaba lui. Aici e scris, nu l-am scris noi. Este tălmăcire și este prorocie. Toate să se facă, cum spune Biblia, că Duhul supus prorocului. Slăviți să fie Domnul. Amin. Am la masă, mă vorbesc ce știu eu, ce gândesc eu. Am ajuns în adunări pe care eu nu pot primi, voi puteți primi. Se predică predicatorul. Dacă se scoală un proroc, îl oprește. Cum, bă? Dumnezeu se contrazice unul pe altul? Dar putea Dumnezeu și predică. Cum am putea Dumnezeu să oprește pe el? Îmi se pare că vorbesc corect, pare cum, așa, din ziua. Sunt biserici care spune prorocia se face la ora de rugăciune, dar în timpul serviciului nu-i voie. Aveți temei biblic? Nu. Vă întreb pe predicator, dacă în timpul predicii voastre, când e har, că atunci vine și prorocia, ce am să scol când am biserică, mă rar, e har, se scoale prorocul ce-a oprit. După ce prorocia a rămas gol, mai plin. Mai plin. Băi, fraților, hai fiind sincer, mă încurcă? Nu. Pe mine nu mă încurcă. Ale. Pe mine mă ridică. Amin. Pe mine mă umple. Amin. Mie-mi dă lacră. Hai să nu lăsăm nici rătăcirea asta. Dumnezeu nu se contrazice. Dar una când vorbește prin mine, prin Evanghelie, și alta când descopere taina inimii direct. Amin? Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Eu sunt de acord și pentru 100%, dar să fie de la Domnul. Amin. Oricând prorocia se poate da drumul. Că trebuie să o împrânezi, tu spune Pavel, dacă prorocești ăștia doi acum, nu-ți fi 4-5 ori, pe cine va asculta? Dumnezeu ți-a dat puterea asta. Și apoi și în prorocie, aș putea spune ceva, din experiență, dacă vreți, se poate ar fi folositoare. Este prorocie care tu nu știi nimic când o faci. Eu întreb de multe ori pe frați, dar eu îi rog și dacă să ai să fii sincer, să vorbească cum fac, nu cum îți zic. Este prorocie care până n-ai spus niciun cuvânt, știi ce îi spui. Tot.
Asta n-ai cum o pierde. Și că stai și aștept. De-aștept prorocii care nu știi nimic? Nimic? Se predică, se vorbește, vine harș ca un buton, mă te-a frăcăște în picioare. Așa vorbește Domnul. Și te auzi tu pe tine ce vorbește Domnul? Nimic n-a știu, nici tu. Nu contrazic și una și alta, îi domnicească. Dar să vină de la Duhul Sfânt. Amin. Dar vreau să spun că cea care îți vine și o știi, tot o poți pune în control. Aia la altă, nu mai poți pune în control. Am avut eu caz. L-a avut pe Dumnezeu la încercare, am avut. Despre fratele Pașca, că a tăcat de Duhul cu tare, cu tare, și nu știu, la Pașca. Doamne, Doamne, descoperi prin alții. N-a zis bine, descoperi, au și zborat cu proroc. Și exact ce am avut în cerul la Domnului. De mine cercetat asta. Dar iată care a spus, nu știi nimic până când ți-i gata lucrarea. Dumnezeu să ne călăuzească prin Duhul Sfânt pe tău. Amin. Cred că în mare măsură despre lucrarea Duhului Sfânt și cât am știut, am vorbit. Haideți să vorbim ceva. Cum? Da, mare întrebare. Mare întrebare. Limbi îngerești și limbi omenești. Și eu m-am întrebat. Limba ta îngerilor asta, tot a lui Dumnezeu? Nu pot răspunde, mi-e numele și nici zic și că nu știu. Ce și spune acum? Spune, limbi omenești, limbi îngerești și direct cu Dumnezeu. Așa trăiesc. Nu știu. Dacă frața un cuvânt, are loc și că predică. Ce înțelegeți prin limbi îngerești? Cumva, așa, mai aproape de Biblie. Așa că mai trăiești. Bine că nu ești în treci, va fi prea înalt. Doamne, îți mulțumim că să ne dai. Da, vreau să citesc context. Iar l-am descoperit tare târziu și pe este. Și cred că mai este încă care ni le-a descoperit Domnul, așa e frate cu păral. Mai este că nu le știi, mira? Mai este. Când o merg la el să ne ajute Domnul, eu știi tăci. Isaia 27, dacă bine știu, dar spun imediat. Isaia 27. Versetul 2. Ce cred doar vreo 5 versete. E valabil pentru noi ca biserică, ca via Domnului. Și nou putem, dar asta e din veci și e umbriș pentru noi. În ziua aceea cântați o cântare asupra viei celei mai alese. Eu, Domnul, îl putem bucura mult, sunt păzitorul ei. Cine e păzitorul nostru? Mare har. Slăviți să fie Domnul. Amin. Nu se poate tăgădi singur. El, mic, el ce-a zis, face și rămâne. Slăviți să-i fie numele. Amin. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei. Eu o ud în fiecare duminică. Zima la care ce-i vine. Tare și aude și demon. În fiecare clipă. Păi, fratul, suntem aici? Amin. Păi, cred că nu mai auziți cât ai făcut din ochi. Dumnezeu te ude. Dumnezeu cu noi. Bă, dar de n-ar fi cu noi, mă, nenița aici de când? Am întâlnit pe un care, măi, pițule, prea ce n-a făcut mine. Mă, spun drept, mă, am o răutate în mine cu privire la voi, dacă s-a dat de cred, prima aș fi care aș trebuie să te ales pe voi. În față, mă, spus, prea ce-mi dăm eu. Zice, nu știu până ce, zice, știu eu dacă nu știu, că-i dracu în tine. Te-am găsit? Cine e cel mai mânios pe pocăiți? Da. Și-o spus și el, mă, nu cred că doar te eu, că nu se înghesc ca noi, mă, dar vă făceți sfinți, mă, dar cine să face mai sfânt, mă, ala ca tăi să roagă, ala ca nu să roagă în vezi. Că așa-i de orbit omul fără Biblie, mă, fraților. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-o întâlnit cu el. Nu este carte, nu este școală, nu este director și inginer să facă om ca Biblie. Și-o spun în fața oricărui cărturar și om învățat. Sunt oameni învățați și cu prostii de aceea mai mari ca țăranilor. Mai mă, de-ai vedea ce faci în ascuns ai spăpit de ei, dar cred că și-i scuipul de ei. Cred că și-i zic, mă, toată lumea ne crede că noi suntem cei mai înțelepți, ar vedea ce facem noi pe din dos, nu ne-ar asculta. Dacă ne vorbă de unul, mă, lui Dumnezeu, mă-ți place și cu un cont de cătutine. Și gesturile lui, sunt frate și eu cred, frate, nu, când văd har și putere în adunare, parcă tăți frate strălucesc. Amin? Amin. Dacă ești nervos, așa că și atunci strălucești. Numai că amiegul. Așa că te gândești cineva asta, cum te-o putut iubi? Și tu, păi, atât ai. Dar când e Dumnezeu, măi, fratul, te suntem frumoși. Când e Dumnezeu, te suntem buni. Când e Dumnezeu, te să ne iubim. Când e Dumnezeu, tu ești cel mai rău.
N-am parola asta, măi, frazul, vă dau și vouă și sunt sigur că asta-i. Că ne-i Duhul Sfânt peste tine, nu vezi tu pe nimeni așa păcătos ca tine. O pun Dumnezeu pe tine din nou. Apașează-ne și-i rus. Apoi, păi, Doamne, dar chiar cu mine. Chiar la mine, chiar cu Doamne. Și mințesc, și vorbesc ce nu treabă, și nu s-a tenșit, și ce mi-a zis pe țară, că știu ce pleci jos, știu ce... Cu cât e pleci mai jos, că atâta sunt el chemat. Slăvit să fie Domnul! Amin! Dacă ne sfirești, când e problemă în adunare, cine ține adunarea asta, mă? Pițu! Cine îi predică cel mai bine, dacă îi duci să mai vorbești tu de alea? Doamne, ține-ne plin! Amin! Că Duhul Sfânt, eu ud în fiecare clipă! Cam câte clipe au trecut de când a început versia ta? Odată ne-o dat atâtea, ori atunci. Doamne, dă-mi credință. Amin. Doamne, ude-ne. Amin. Până mă ajunge la cine. Amin. Pentru că ploaia lui e de viață și crește. Deși în continuare, eu aud în fiecare clipă. Așa. Eu, Doamne, sunt păzitor, eu aud în fiecare clipă, eu o păzesc. Aumă și noaptea. Ne dormirăm la seară, așa e? Avem un Dumnezeu care nu dorme. Gloria Lui. Păi, fratele, dacă credem noi Biblia, hai fim sinceri, mă, că credem noi o frântură. Credem noi Biblia? Că Dumnezeu te audă în fiecare clipă? Că Dumnezeu te păzește ziua și noaptea? Te pierzi! Că Dumnezeu numără firii de păr? Te pierzi, Doamne, dar nu știu, nu, știu că ești mare și tată așa asta? Că Dumnezeu ține cont de vrabie? Doamne, dar cine ești, Doamne? Spunea un frate și aici și mă plăcut de el, frate, fiți, dacă aș știi tehnice, știi Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu. Mă, și m-a spus-o în cuvânt. Trept o zis. Că noi nu îl putem pricepe. O zis, David, că o zis să facă și el predicat, nu dacă ați echip sală. Și-o venit și povestească minunile lui Dumnezeu. De ce a zis când s-a apucat? Cum? Dar ce au zis acolo, un verset care vă-l băgați, anghelea, unii adică. Cât de mare spus? Nu știu versetul, vezi cât de dulce dacă știi. Ești mai mulți ca bobii de nisip de mare. Nu merg numai cu bobii de nisip de mare. Când ajung la Marte, mai ales de numeri. Ce cer, sau stai pe cer. No, atât ce ai minunit lui Dumnezeu, no, cine le-a predicat? Gânga de noi? Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat fiul ăla. Dumnezeu e mare, cât de mare? Mai mare ca Capumus. Dumnezeu e dincolo din concepe noi. Dar am vedea noi cum... Să uită aici, dar am vedea ingerii. Care privesc lucrarea felurită a lui Dumnezeu dată prin Duhul Sfânt, prin cele șeticăloși și păcătoși, am cădea cu fața la pământ. N-ar fi unul să nu plângă. Slăviți să fie Domnul. Îi mulțumim că ne audă în fiecare clipă. Amin. Că casa noastră e atenția lui ziua și noaptea. Trăiască-i numele în veci. Nu-mi pare rău că m-am pocăit, mă pare? Am întâlnit săraci pocăiți, că de ăștia nu se pocăiau, nu se pocăiau de când e lumea. Dani mai bun loc, mă! Dani, crezi, mă? În curvie, în jurături, în bătaie, în cuțite, acolo e loc bun, nu-i aici? O, chiar slăbim veci! Dumnezeu să ne ajute! Că avem cu cine lău, dacă nu e în bogoieri! Vă, Dumnezeu, care o dat norii! Și poate prin soare către noi. Aleluia. Și face ce vrem cer și pe pământ. Aleluia. Începe oamenii să calculeze cam cum îi mânca pita banul care vine și trebuie să mărească prețul. Dă dandini capa, mă, dandini pregătirea. Că Dumnezeu umbli hâmbarul. E numai împărțașul, dar care dinci? Slăbit să fie cel ce-l umple. Pașii lui bau sub belșug de binecuvântare. Aleluia. Când deschide el mâna și peștii trăiesc în apă. Când o închide și acemur. Că Dumnezeu e viața, dar și noi simțim când e noi. Când sunt pe Dumnezeu și boala dispare. Când sunt pe Dumnezeu și sărăcea uiți. Când sunt pe Dumnezeu uiți că ai om dăjdea și că te-aș chemărâche în somn. De ce? Când e El, nu lipsește nimic. Doamne, fii în noi, dar și noi în tine. Să aducem roadă. Și să aducem roadă. Și roada noastră să rămână? Până mă ajunge la ea. Amin. Doamne, ajută! Și la tine, și la bătrâni. Amin. Atunci când ne-am întâlnit cu el să ne putem bucura. Amin. Așa e că-i dulci, ce-am cechit până aici. Amin. Dulci? Amin. Dar am venit și amarul. Amin. Și continuă. N-am nicio mânie. Poporule, Dumnezeu strigă să dai aici. N-am nicio mânie. Amin. Dumnezeu nu ține mâine pe veci, așa-i?
Mai mai este încă ceva, să mânie? În orice clip. Na, pițule, mai fă bunul în pat și mâine aș poate să-i mânie o spăchin. Și mânia lui Dumnezeu clipul ca cât poate rezolva. A ta nu rezolvă de viață, ce poți face? Semenul tău, dar Dumnezeu când se mânie, o dă știți pământul sau câțiva și odată eu întorc din cot. Deci Dumnezeu nu ține mânie, să mânie în orice clipă, noi trebuie să fim foarte atenți. Și acum revin, n-am nicio mânie. În orice clipă ce urc, te păzăzi și noapte, Doamne, îți mulțumesc! Amin! Și în Dumnezeu de inimă îți mulțumesc! Amin! Dar continuă. Dar dacă voi găsi mărăcini și spini, atunci m-am zis și acum, indii și găsească mărăcini și spini. În vie, mai românești, indii? În biserică, în adunare, că la oaltă. Dar dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la lupte împotriva lor? Bătăți, nu vei fi oară șamă. N-a uite. Mărirea lui Iisus. Amin. Acum și normal că și ce-ar vrea și spun, parcă nu pot. Și știu dacă n-aș avea și greșeli. Că doar ai că și trăim prin credință, și predicăm prin credință, și legem prin credință, toți prin credință. Dar recunosc, am vorbit cu bărbați care că pe tenii cum le-am numai. Și am spus așa, părerea mea și eu am trăit între frași, eu sunt pentecostal, sunteți voi, poate mai demult ca voi, și o citesc o leacă de Biblie, că să te întreabă, de ce, de ce, cât e mai, de ce sunt e mai, de ce, de ce? Și un punct care nu ți-am unul șterge, că și vremea de urmă. Dar eu întreb, e cuvânt din cuvânt să de ce e vremea de urmă așa, Dumnezeu a vrut? De ce a spus Dumnezeu că în vremea de urmă așa și am trebuit să fie așa, că o zis Domnul? Știa Dumnezeu că va fi așa. Nu că a vrut Dumnezeu. Știa Dumnezeu cum a propășit păcatul, știa cine e omul și a spus așa se va întâmpla în vreme din urmă. Ăștia te vin și spun că pentru ața nu ne plăie că s-o strâng gază. De ce știu? Nu le știu explicat. Dar Dumnezeu știa că a fi gază. Că știu că neamul se ostenesc pentru foc. Am să văd pentru să s-o seni. Am cred că dacă le-ar putea tomnitate înapoi la loc ar fi mai bine venit cu car, cu boi. Stare, că am mereu cu alte oameni de mâine alăt că chiar e planeta. Chiar că vine alta, dar e să ne cădesc că n-am alta. Dar avem nevoie cu toate la Iisus. Slăviți să fie Domnul! Amin! Și acum revin. Cu via, Dumnezeu e al lui, o iubește, o păzește, o ude și o are sub supraveghere. Dar dacă voi găsi spin și mărăcini, e un tec deosebit, nu spune dacă ne-ai găsit roade, vorbesc cu bătrânii și cu evangheliștii. Doamne, dar în Isaia 5 îmi vorbești de roadă. Aici e problemă cu spinii? Și ceva interesant, ei voi nimici pe? Adică care să ăștia toți? Ce înțelegeți? Am lăsat un zic și eu, la microfon. Nu cumva nu și pe aceea că trebuie să scoate spinii și o lăsa și în pungă pe ceilalți. Frașul. Nu știu dacă pe voi trebuie fiorile pe mine. M-a plăcut de frate, zic Domnul să-l întărească, dacă a făcut mulțit el că a avut curaj la Isa. Zice, Padre, nu m-am chemut. Dar cum știi chem tu spreji Biblia? Ba da. Eu vă spun, să-mi fie rușine, sunt lucruri care nu am curajul să le vorbesc cum le cunosc. Nu am. Și suntem vinovați începând de la mine, toți și cei sinceri. Și cei sinceri, că am nicăieri că suntem sinceri. Pentru că știți cum suntem, ne-am fixat o direcție. Și ne-am fixat-o prin credință. Dacă am fixat direcția raiului că-i pe aici, că le-am fixat așa, am văzut atunci. Dumnezeu nu m-au sentit. Dar în timp și în vreme, Dumnezeu m-au crescut și m-a dat vedere mai clare și din alți frași mai mult în Biblie și am văzut puțin, puțin, ei mai pe stânga. Dar dacă zici, frate, pe zici, pașca, amintea na. Am 130 de ani, ai spus că ești amun, spui altcumva și tu ești un suțișor. Cam așa se vorbește. Vă întreb, dar fiind sincer, eu și vă predic și vorbesc cu voi. Trebuie pusă la loc și în față și pe locul întâi descoperirii noi. Trebuie. Amin. Avem curaj. Dacă avem curaj, nu ne disprețuiesc ceilalți. Și atunci ce facem? Mă, eu văd că nu-i bine, dar tag, mă, dar cine mă mai primește pe mine cu asta? Și știi ce asta? Stagnare pe loc.
Și ce asta spin și pălămidă, spin și buruieni. Și în privința aceasta vreau să și dau vreo 8 texte. Nu e prea mult. Din care cred că am învățat ceva. Dumnezeu spune aici că pătăția nimicii. Și eu înțeleg că și pe aceea care trebuie să țină via să fie curată. Adică pus fiecare la locul lui. O, dar ce facem? Că avem versete care ne spune să smulgem cap în foc, să nu lăsăm niciunul și cântarea cea nici copite și nu rămân și câți penticostali spătătre și băgăm rai. Vincerea dincolo și spune fratelor, depărtați-vă de astfel de oameni, nici nu luați cina cu ei. Să ia răba. Ăla predică, tăți să-ți buni Dumnezeu, faceți judecata asta, vine pe dincolo, nu mânca cu ei. Și scrii și una și alta, scrii. Dar ce e de făcut? Vedeți când ajungem la puncte de-așa care ni se pare că șase, șase, nu-i drept, ăla numai așa e, dar nu înțelegem noi. E, haideți, dacă frate spune că mă mai îngăde să mai vorbesc și apoi ajung la încheiere, să vorbim puțin de cele două părți. Și chiar le cechim. Nu le cechi tu, fapta. Gata. Nu, dar deja trebuie pus. Neghina e în adunare, frate? Nu. Nu este. Dar nu-i neghina în adunare. Deci, vedeți, eu nu mă supăr că mă întreabă frații, că nu fratele acolo, nu știu câți la sută de penticostali sunt acolo. Exact ca și cu vorbirea acolo la soa de Rusalii. Nu-i neghina în adunare. Dar spune acolo clar că fii întunericului. Și greu îți fie împărății și țarina e lumea. În adunare ce nu-i bun în spricine de păcătuire. Când a venit îngerul lui va smulge din împărăția lui ce? Neghina? Numai neghina. Și pe cei ce? Aici e cinis. Aici e neghina. Deci nepocăitul nepocăit și cu omul din lume care a făcut aici spurcăciune a fi legat în nop și aruncat în iad. Așa e că nu vrem. Dar se prepoace. Îmi par să aminte șapte sau și am aminte asta într-o casă mare să-și vasă de? Și nici casa cea mare, lumea asta e adunare. Cam dacă zic biserica, nu zic corect, ne trebuie să zic adunarea. Eu după cunoștința mea v-am vorbit și aseară, este biserică, este adunare, dar vă puteți și contraziceți convinsă, nu ne-am apropiat de adunarea celor întâi născuți. Ai altă adunare. Și lume. Și biserica are două cojoace după el. Una e adunare și una e lume. S-o zis pagări, că am văzut că între voi sunt partide și o zis trebuie schimba comitetul că nu lucră bine. Eu vă întreb, am văzut că Dumnezeu îmi dă cuvânt. Vă întreb, unde se formează partide? În învățătura sănătoasă sau unde nu-i sănătoasă? O, și ne-au urât ceilalți, no, fiindcă mereu spun păduri, că de aceea și sunteți. Vedeți cât de ciudat sună? Dar între și inversifire nu formează partidul. Vă formează, că ți-a nu-mi la scaun. Deci una se formează o partidă, că tu dacă vei fi cineva chiar și biserica de atâtisi, și alta se formează o partidă, nu lăs păcatul în adunare, nu dacă știu că nu mă lasă, nu stau pe bancă în adunare. Aleluia. Nu pot ține adevărul, mă scoate de afară, nu nimic, că mă apără Dumnezeu pe cea. Deci adunare, adunare și biserica nu e închinată de lume, e închinată de adunare. Că dacă vine fata ta, zice de-a călpițului, deci în biserică să fii fata ta. Dar mea pentru că e în adunare, nu în lume și predicatul ta sau nu merg fata ta și dacă vecina se îmbracă așa nu-i îndrăznească, da, dai tu cuvânt, mă, de aceea nu-i pocăită. Dar o băgă papițului, că aceea-i pocăită. Așa se întâmplă.